Laboratorul digital inaugurat la Liceul Grigore Moisil din Timișoara este o premieră pentru învățământul preuniversitar din Timiș. Este locul în care tinerii deprind educația digitală de bază și pot învăța chiar istoria, cultura și geografia lumii. Dacă vorbim despre Paris, vorbim și despre Louvre, da? Dacă ne mutăm acum puțin, da? Să vedem, se vede cel mai bine piramida, este cel mai vizitat muzeu din lume. Sunt aproximativ 1850 de elevi care învață la Liceul Grigore Moisil din Timișoara. Dintre ei, 40 vor avea rolul de mentor pentru ceilalți care vor intra în laboratorul digital, iar primii dintre ei au luat deja contact încă din prima zi cu tehnologiile pe care le au la dispoziție. Este extraordinar pentru că putem pur și simplu să avem contact cu tehnologia pe viu și să experimentăm lucruri pe care altfel nu le putem experimenta pe calculatoare normale. Avem aici oportunitatea de a ne dezvolta din punct de vedere digital și a accesa viitorul. O să fie fain și cu realitatea virtuală și cu tabla digitală. Am încercat toate, când am intrat prima oară, am încercat tot ce e posibil în acest laborator. Nu am ce să zic decât e foarte fain. Până acum nu am mai avut aceste oportunități, este ceva complet nou pentru mine. Mă pasionează lucrurile de genul robotica și programarea și așa, îmi place să le combin. Conceptul după care a fost creat laboratorul digital a fost premiat în cadrul celui mai mare târg educațional din lume desfășurat la Londra, unde a fost desemnat proiectul educațional inovator al anului 2021. Poartă denumirea de Smart Lab, fiind dezvoltat de Asociația Inițiativa pentru Competitivitate. Aici am integrat tehnologiile educaționale digitale care servesc antrenării, experimentării, predării și învățării competențelor digitale. Și la ce mă refer concret? Creioane 3D, scanere 3D, imprimante 3D, roboți educaționali multifuncționali, ochelari de realitate virtuală, tablă interactivă, sistem video-audio screening, care creează perspectiva învățării și în mediul online, dar și cu prezență fizică. Proiectul a beneficiat de fonduri locale ca urmare a voturilor cetățenilor. În cadrul programului de bugetare participativă, Timișoara Decide este o investiție de aproximativ 80.000 de euro. Mă bucur foarte mult că s-a mobilizat o comunitate în jurul acestui proiect și că decizia noastră de a pune o parte din responsabilitate pentru bugetul Timișoarei în mâinile cetățenilor a funcționat și a ieșit un proiect atât de frumos și de benefic ca acesta. Nu doar elevii Liceului Grigore Moisil vor beneficia de tehnologiile laboratorului digital. Înseamnă o mare realizare pentru fiecare dintre elevii noștri și nu numai pentru ei, ci și pentru profesori și pentru toți elevii din Timișoara și profesorilor. Pot beneficia de o educație de calitate prin folosirea acestor echipamente de ultimă generație și tehnologie a viitorului în organizarea lecțiilor și tocmai pentru a realiza o învățare autentică legată de realitate și de viața reală. În total, în România există 23 de astfel de laboratoare digitale, iar unul dintre ele, dezvoltat după conceptul Smart Lab, există și în Republica Moldova. Instituțiile de învățământ eligibile pot accesa fonduri prin PNRR pentru construirea unor astfel de laboratoare până la finalul anului 2025.